România continuă să ne uimească cu misterele și legendele sale străvechi. Pentru toți iubitorii de aventură și mister, ne apropiem astăzi cu pași șovăielnici de orașul labirint al Dobrogei și anume peștera Limanu, considerată monument al naturii și cel mai mare labirint subteran din România. Are o lungime de aproape 4.000 de metri, iar area zonei protejate este de un hectar. Aflată în apropiere de Mangalia, situată sub un deal, peștera misterioasă ascunde o lume străveche care a rămas până astăzi nedescoperită în totalitate. Intrarea în peșteră este străjuită de pietre mari sculptate care înfățișează chipuri umane. Din această cauză, peștera a mai fost numită și la icoane. Însă gradul avansat de degradare le face aproape de nerecunoscut. În interior, pe pereții galeriilor, se deslușesc desene rupestre, înfățișând oameni și animale deopotrivă. Mai toate figurile umane din desene au însă o caracteristică ciudată. Mâna dreaptă se sfârșește cu o pată de culoare neagră, în formă circulară, lăsând impresia unor obiecte ținute în palmă. De asemenea, există altare dacice, unde preoții acelor vremuri săvârșeau ritualuri religioase. În jurul acestui loc misterios s-au țesut, așa cum era de așteptat, câteva legende ale locului. Se spune că peștera este străjuită de însuși Zamolxis, care păzește intrarea în tărâmul sacru până când strămoșii daci se vor întoarce. Localnicii povestesc că bătrânii satului spuneau că înlănțuirea de peșteri ar trece pe sub Dunăre până în apropiere de orașul bulgăresc Varna. Legendele localnicilor despre această fabuloasă peșteră te incită și în același timp îți creează o stare de neliniște ascultându-le. Se spune că în timp, numeroși vizitatori temerari s-au aventurat în galeriile peșterii, însă nu au mai găsit calea de întoarcere, rătăcindu-se în labirintul întortocheat de coridoare pentru totdeauna. Mulți nu se feresc a spune că, de fapt, peștera este o poartă către lumea de dincolo. Cercetările geologice confirmă faptul că peștera a fost locuită încă de pe vremea dacilor, găsindu-se numeroase artefacte dacice de ceramică. Aici, strămoșii noștri își puneau la adăpost bunurile de preț în timpul incursiunilor romane în Moesia Inferior. Legendele spun că însăși titanii și-au găsit refugiu în peșteră după ce au fost înfrânți de zei. Istoricul roman Dio Cassius scrie în Istoria Romană despre această peșteră ca fiind un loc întărit, unde Dapix, conducătorul dacilor, ar fi rezistat timp îndelungat în fața legiunilor romane care doreau cucerirea Dobrogei. Cunoscută în acea epocă sub denumirea de peștera Cheiris sau Cheiras, aceasta a fost o ascunzătoare redutabilă pentru conducătorul dac Dapix, dar și pentru refugiații de sub comanda acestuia. O altă legendă spune că se aud câteodată din peșteră vaiete înfiorătoare, parcă venite din adâncul pământului, iar cei care le aud, hipnotizați, pornesc în căutarea glasului, împinși de un imbolt de nestăvilit. Mulți dintre aceștia, cum v-am spus, nu au mai găsit niciodată drumul de întoarcere. Se spune că acest glas ar fi al paznicului intrării, care îi ademenește astfel pe cei neinițiați să pășească pe pământul sacru al lui Zamolxis. Există însă și o explicație științifică pentru aceste sunete, și anume că vaietele sinistre, care se aud câteodată, se datorează vântului care suflă prin galeriile peșterii. Experții speologi spun că peștera pare un oraș imens, organizat pe trei cartiere, în care galeriile seamănă cu niște străduțe care comunică între ele. Oricum, nu sunt mulți cei care s-ar aventura în adâncurile ei, întrucât riscul de a te pierde în labirint este foarte mare din cauza numeroaselor coridoare care sunt aproape identice. În prezent, peștera Limanu este închisă pentru vizitatori.
însă așteaptă în tăcere să-și dezvăluie secretele bine ascunse tuturor celor care se străduiesc din răsputeri să le afle. Bătrâna Dobroge este locul unde se găsesc sute de vestigii provenind din epoca greacă, romană, bizantină sau din perioada Evului Mediu. Pământul dintre Dunăre și Mare ascunde încă numeroase secrete la care nu au fost găsite încă răspunsuri. Acest ținut cucerește și azi turiștii cu misterioasele vestigii istorice, cu nenumăratele comori culturale, cu fascinantele sate multietnice, cu natura sălbatică, cu peisajele copleșitoare și cu gastronomia diversificată. Sunt mult mai multe lucruri frumoase de spus despre Dobrogea, dar cu siguranță le veți descoperi dacă o să vizitați această bucată de pământ dintre Dunăre și Marea Neagră. Pentru că pe lângă frumusețea litoralului Mării Negre și unicitatea deltei Dunării, Dobrogea are de oferit și alte atracții turistice care merită explorate în egală măsură.